Vă propun să începem o ședință ordinară în luna iunie. Suntem 33 din 36. Așadar, cu permisiunea dumneavoastră, am să dau o citire ordinii de zi, înainte de a anunța invitații la această ședință, domnul Celu Tudorache, de la unea direcțiilor România Filiala Bacul Neamț, domnul Cristian Ciocuiu, președintele Asociației Club Sportiv Zâmba Căm, doamna director Adrian Denuța, de la Serviciul Public Județean, doamna directoră Daniela Țățaru, doamna Popa Mariana, director Comerțului Mondial, Iulian Antonescu, precum și ceilalți directori și directori executivi din aparatul sportului al postului județean. Pentru astăzi, ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 14 iunie. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe părtia de schine Mira Vinsca din Moldova în sezonul de vară, în perioada 1 iulie 15 septembrie, pentru zilele de weekend, vineri, sâmbătă și duminică. 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității programului de transport public prin persoane, prin servicii regulate în trafic județean. Acest proiect îl retrage pe ordine de zi. 4. Proiect de hotărâre privind constatarea vacanței mandatului de Consiliul Județean al doamnei Dima Carmen. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea conferinței Comisiei de Validare a Consiliului Județean Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de Consiliul Județean al domnului Andrei Șinuț. 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea și validarea unui reprezentant al Consiliului Județean ca membru în cadrul autorității teritoriale de ordine publică Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor vizând încheierea unui spațiu aparținând domeniului public al județului Bacău și aflat în administrarea Comerțului Muzeal Iulian Antonescu. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui spațiu din cadrul Comerțului Muzeal Iulian Antonescu. 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil situat în comuna Păduturcului din domeniul privat al județului Bacău, domeniul public al acestuia. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic economic actualizat pentru proiectul de finanțare servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 1 din 2018 privind aprobarea proiectului arhitecturii legate de proiect și acordului parteneriat în vederea depunerii spre finanțare a proiectului servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități. 13. Proiecte de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic economic actualizat pentru proiectul de finanțare cu finanțare din fondul de rambursabile, investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tama, județul Bacău. 14. Proiecte de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean 3 din 2018 privind aprobarea proiectului și acțiunilor legate din proiect în vederea depunerii spre finanțare a proiectului cu denumirea investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități din comuna Tama și județul Bacău. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizați pentru proiectul de finanțare din fondul de rambursabile infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 5 pentru 2018, legat de proiectul individual din infrastructura socială comunitară pentru persoana cu dizabilități. 17. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru proiectul de finanțare din fondul de rambursabile servicii comunitare pentru persoana cu dizabilități. 18. Proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean privind proiectul servicii comunitare pentru persoana cu dizabilități
responsabilități. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și intră în componența, în competența de aprobare a planului și județean Bacău. 20. Proiect de hotărâre privind înființarea comisiei de selecție pentru evaluarea finală a candidatului selectat în lista scurtă și emiterea propunerilor în vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportului Național George Ionescu Bacău și la diverse, după publicare, mai sunt următoare de puncte la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului acelui legate de proiect și acordul de parteneriat dintre Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Asociația SOS Satele Copiilor, București, în vederea depunerii pentru finanțarea proiectului prevenirea asistenței copiilor în județul Bacău prin dezvoltarea unei rețele de asistență maternală și prin desfășurarea activități de prevenire a separării copiilor din părinți. Diverse, tot la diverse, proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv, practicarea și dezvoltarea fotbalului juvenil, organizat de Asociația Sportiv Fotbal Club Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Liceului Autonom Aeroportul Internațional George Ionescu Bacău. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de prevențiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului monument istoric, ansamblul Palatul Ghica Comănești, situat în Comănești, strada Republicii 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Liceului Autonom Aeroportul Internațional George Ionescu. Proiect de hotărâre privind aprobarea Decizului General actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitarea și modernizarea DG207D din proiectul interjudețean, nu știu, este unul din lotul, locul 1, Dămienești, Mâdura Brăjești, Craia. Cam astea sunt punctele de la diverse. Astăzi, aceasta este ordinea de zi. Spuneam mai puțin punctul 3 de la ordinea de zi care l-am precat. E vorba de ordonanță de urgență care a apropie 25 în ședința din vreme de 25 iunie și cu siguranță să venim în următoarea ședință cu completările privind actele normative care au fost aprobate în ultima ședință. Așadar, vă spun la vot ordinea de zi. Cine este pe revin cu o observație privind modul în care se suplimentează ordinele. Mi s-a angajat că nu vor mai apărea diverse. Haideți să dispunem ordine de zi suplimentare. Și să supunem la vot suplimentarea ordinei de zi cu aceste proiecte. Pentru că, iarăși, vă spun, diverse înseamnă lucruri mărunte care nu privesc cu ordine de zi. Așadar, pe formă. Să spunem, pot ne vizi suplimentare la cele patru proiecte, dar diverse să rămână diverse cu probleme curente, care pot apărea în, la sugestia consilierului județean. De altă parte, punerea la dispoziție tardiv a materialelor privind aceste proiecte suplimentare ne duc în posibilitatea de a le analiza. Legea spune pentru ședințele ordinare, minim 5 zile. Ori nu sunt 5 zile de când s-au publicat. Ni s-au dat aceste materiale acum 2 zile la ora 23. Nu e posibil. Nu cred chiar așa au avut peste noapte. Cât este așa de ce e așa de dificil să le pun la răspunsă cu 5 zile înainte? Înțeleg, poate fi 1, 2, dar 6 proiecte să fie în situația asta este clar. Deci până când această practică a suplimentării ordine de zi cu diverse nu se încetează, noi, consilierii liberali, nu se aprobăm ordine de zi. Domnul consilier
Nu este nimic ilegal de a prezenta mai diverse, deci respectăm procedura. Nu? Doi, sunt proiecte care vizează bunul mers al comunității. De fapt, sunt mai așteptăm să mai lăsăm 2 sau 3 săptămâni și o să vedem despre ce este vorba. Adică, deci viitorul și procedurile ne permit acest lucru. Asta am făcut. Sigur că am zis că pe cât posibil să reducem și să avem la diferențe cât mai puține. Asta, da, ne dorim cu toți. Dar au apărut aceste urgențe și venim în fața dumneavoastră. Dacă e nevoie, sigur o să mai ținem o ședință extraordinară cu materiale care apar pe parcurs. Și cu siguranță. Eu spun că nu e corect. Și vă mai citesc o dată din text. Ce spune la Chiesa? Probleme mărunte și amziliare care se discută într-o adunare. Eu nu cred că cele 6 subiecte sunt mărunte și amziliare. Sunt foarte importante. Dar avem și toate lucruri. Am pus la diverse radio o competiție la care s-a uitat majoritatea, care a făcut imagine județă. Am pus-o la diverse. Nu putem să punem vorbe de disciplinare și înțelegem caracterul excepțional, dacă mi se argumentează. Da. Dar să spunem la diverse, vă ducem în telefon. E păcat. Corect, doamna. Adică, doamna. 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 Nu am trebuit să le propunem. Dar, având în vedere că în regulamentul de organizare și funcționarea Consiliului Județean nu există termenul de listă suplimentară, nu există, există ordine de zi cum. Deci, ori modificăm regulamentul de organizare și funcționarea Consiliului Județean și atunci, de comun acord, stabilim o formulă, mă rog, și modificăm acolo articolul, ori mergem pe aceeași cutumă. Deci, vorba aici de o cutumă. Am preluat cutuma asta de-a lungul 20-30 de ani, nu funcționează Consiliul Județean, dar nimeni nu s-a gândit până la momentul ăsta. Deci, dacă sunteți de acord astăzi, să dăm drumul la ordinea de zi, așa cum este, și atunci împreună. De un acord la o comisie sau la nu facem o comisie, ne întâlnim noi cu oră la ei de acest Consiliul Județean, să vedem cum putem modifica regulamentul de organizare și funcționare, pentru că această listă suplimentară nu apare. Deci, dacă noi acum zicem că e la listă suplimentară, din afara regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean. Da, mulțumesc. Deci, vă faceți și măcar de o cutumă. Vorbim de respectarea regulamentului. Sigur că puteți veni, și putem cu toții veni, cu propuneri de îmbunătățire a regulamentului. Deci, nu te oprește nimeni să facem asta. Poate și noi singurul. Singura observație, poate mai sunt și alte propuneri, alte sugestii. Domnul președinte, atunci haideți să discutăm despre suplimentarea ordinii de zi. Să nu zicem listă suplimentară și să votăm suplimentarea listei de zi. Nu, până când nu apare de un regulament această procedură, nu putem folosi, domnul deputat. Nu putem. Nu putem. Suntem în afara regulamentului. Înseamnă că nu putem nici pe nimic ulterior. Nu, există un ordine de zi în baza cutumii și la regulamentul actual. Pentru că regulamentul actual există fiindul divers. Adică, haideți să nu spuneți că știu regulamentul. Doamna deputată, din cât? Venim și propune scoaterea de ordinea de zi a unor proiecte. Tot la fel de bine. Putem veni și să propunem suplimentarea ordinii de zi. Bine, ca formulă, supuneți la vot, noi mergem, noi grupul PSD mergem pe acest avem un regulament, îl respectăm, amenințarea de atâta timp. Foarte bine, veniți cu propuneri. Nu are nimeni nimic împotrivă, dar poate mai sunt și altele. Dar haideți să mergem astăzi ceea ce ați și să mergem mai departe. Deci nu am făcut nimic altceva din 3 ani de zile cu aceasta. Deci nu am venit cu absolut nimic nou. Dacă sunt puse, îmi cer scuze o întrebare, domnule, dacă sunt puse la diverse, nu au aceeași valoare pentru noi, importanță? Exact, acest domnul, prin care este din nuanță. Exact. Da, vă supun spre aprobarea ordinii de zi, în forma prezentată, nu mai puțin un trei care l-a completat, din motive și cine este pe eu, abține. Împotrivă. Vă rog să împărați. Да.
ceva? 10. 10. Domnul Teanu, căutați un pic în deci ce înseamnă împotriva unor puncte importante pentru județul Bacău. Domnul vicepreședinte. Și nu mai am putut să obținem. Deci facem ședințe ordinare, trei convene și facem diverse și punem la diverse 6 puncte. Foarte important. Chi aia? Important sau neimportant? Doamne, dar sunt 20 ani. Facem o ședință dintre dumneavoastră. Am înțeles. Păi, dați cu 12 ore înainte. Dacă aveți om, nu citește nimeni, veniți și nu 6, veniți pe ședința de astăzi și veți să le aprobăm toate. Explicați-mi, vă rog. Era 1, 2, da, la 6. Explicați-mi, vă rog, frumos, cuvântul audiți, unde există 1, 2. Domnul, spuneți-mi, vă rog, dacă așa ne fim documentele, noi ce putem să facem? Inventăm documente să le aveți înainte să citiți? Veniți la comisie, domnul, și citiți la comisie, mă, dar. Spuneți-mi la comisie, mă, dar. Haideți la comisie. Da, să mergem asta, așa, eu prefer să vă rog frumos. Primul punct al ordinii de zi, domnul Cătălin Ion, prezentați procesul. Având în vedere raportul 91, raportul la dispoziția de 42, aliniatul 5, în legea administrației publice locale numărul 215 de 2001, supune între aprobare procesul de valoare și de extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 14.06.2019. Vă supun la vot procesul verbal de mână și cine este pentru? Mulțumesc, abținere, împotrivă, împotrivă. Punctul numărul 2, domnul vicepreședinte, practic. Vă supun atenție proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu scaunul pe Curtea de Schimb, Nemira, din Sălii Moldova, în sesiunul de vară 2019, în perioada 1 iulie 2019, 15 septembrie 2019, în ține de vineri, sâmbătă și duminică. Prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 107 din 28.06.2013 și prin adresa numărul 432 din 18.04.2019, înregistrat la Consiliul Județean Bacău sub numărul 7.788 din 18.04.2019, Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de Salomon Bacău a transmis propunerile privind tarifele pentru accesul cu telescaunul pe Curtea de Schimb Nemira din Sălii Moldova în sezonul de vară 2019. Fundamentarea tarifelor s-a făcut având în vedere consumul de energie electrică, de carburant, salariile personale de întreținere și exploatare, valoarea cartelului de acces la instalația de telescaun, contravaloarea prestării serviciilor de colectare a deșeurilor, cheltuielile cu echipamentele și piese de schimb, cheltuielile cu reviziile și taxa anuală la CNCR pentru autorizarea funcționării instalației de telescaun. Tarifele propuse sunt prezentate în analiza de la proiect, ele includ TVA-ul și sunt doar pentru sezonul de vară. După cum bine știți, avem obligația de a prezenta dinainte. Au fost publicate pe site, nu au fost până acum niciun fel de propuneri, sugestii sau opinii, drept pentru care vă supun la vot cele prezentate mai sus. Dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc, abținem, împotrivă. Vă mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi se referă la constatarea vacantării mandatului consilier județean a colegii noastre, doamna Dima Carmen. Așa cum știți,
având demisia din calitate de consilier județean, a fost alesă pe listele Partidului Social Democrat, conform statutului aleșilor locali, doamna Dima Carmen încetează de drept din momentul în care își depune demisia din calitate de consilier județean al Consiliului Județean. Și dumneavoastră este astăzi senator în Parlamentul României. Este colega noastră, nu a putut veni astăzi aici. Vă mulțumesc pentru colaborare și să vă spate pentru proiectele județului nostru și experiența pe care și experiența pe care și aici în Consiliul Județean. Sper să se vadă în proiectele de acte normative și în Parlamentul României. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului din Consiliul Județean al doamnei Dima Carmen. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere, împotrivă, nu sunt. Următorul proiect al ordinii de zi se referă la modificarea compoziției Comisiei de Validare a Consiliului Județean. Doamna Dima Carmen ne-a supus atenție demisia, ca atare se impune modificarea compoziției Comisiei pentru parte din Comisia de Validare. Vă rog, respectând principiul, facem o propunere. Doamna Marius. Da. Propun ca în Comisia de Validare să fie cooptat domnul consilier Cucerescu Ion. Da. Asta mai sunt pe propunere. Da. Bună ziua. Propun la vânt propunerea domnului consilier Mitetea Mihai. Cine? Mitetea Mihai. Mitetea Mihai. Mai sunt? Dar nu mai sunt, vă supun la vot. Deschis, prin vot deschis. Cine este... Vot deschis. Vot deschis. Cine este pentru Cucerescu Ion? Thank you.
La punctul 6 din ordine de zi, privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Andrieș Ionuț. Potrivit articolului 90, Comisia de Validare examinează legalitatea legii în privele consilier și propune consilier județean validarea sau invalidarea mandatului. Vă rog. Domnul Bucerescu. Comisia constată că potrivit cele de la articolul 79 prin anexa numărul 1 al ordonanței Guvernului 35-2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliului Local, Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Bacău, a comunicat în scris prin adresa numărul 65 din 24.06.2019 numele următorului suplean de pe lista DSD la legile de la 5.2016, care, în conformitate cu dispoziția articolului 133 din legea 1915-2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215-2001, precum și pentru modificarea și completarea legii numărul 393-2004, privind statutul alegerilor locale, va ocupa postul de consilier județean în Consiliul Județean Bacău, rămas vacant în urma încercării de drept a mandatului doamnei Dima Carmen, în persoana domnului Andrieș Ionuț. Comisia de Validare a verificat dosarul privind legea locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Județean Bacău și a constatat că domnul Andrieș Ionuț îndeplinește cerințele prevăzute de lege și că a fost ales cu respectarea prevederilor legii 115-2015. Am înțeles cele mai sus propunem vazarea notată. Da, mulțumesc. Așadar, vă supun, stimați colegi, la vot validarea. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. Sunt. Așadar, invităm un nou nostru coleg acum, Ionuț Andrieș, să vină în față și să depună și eu. Vreau să respect și Constituția și legile țării și să fac o bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru bine locuitorilor județului Bacău. Așa se numește Dumnezeu. Punctul 8 al ordinii de zi,
proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor vizând închirierea unui spațiu aparținând domeniului public al județului Bacău și aflat în administrarea complexului muzeal Iulian Andonescu. Este vorba de o adresă a organului achiziției registrată la Consiliul Județean Bacău, prin care a solicitat să aprobe închirierea unui spațiu în suprafață de 25 de metri pătrați, aflați în domeniul public al județului Bacău și în administrarea complexului muzeal Iulian Andonescu. Perioada făcută pentru închiriere este de minim 5 ani. Complexul muzeal, prin adresa administrată la Consiliul Județean, ne comunică că este de acord cu demararea procedurii de închiriere și propune ca taxa de participare la licitație să fie de 250 de lei, iar pe valoarea documentației de participare la cetățenie de 100 de lei. Celelalte documente ale licitației, anunțul, sunt în conformitate cu regulamentul 4 privind organizarea licitației pentru închirierea unor proprietăți publice sau private. Vă supun la spre aprobare proiectul privind aprobarea demarării procedurilor vizând închirierea unui spațiu aparținând domeniului public al județului Bacău și aflat în administrarea complexului muzeal Iulian Andonescu. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, dusul. 9. Acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui spațiu din cadrul complexului muzeal. Este vorba de spațiul la solicitarea unui arhitect și o filială la Bacău, acordarea unui spațiu în drept de folosință cu titlu gratuit, 28,96 de metri pătrați. Având în vedere că spațiul care face obiectul solicitării de dare folosință gratuită este în administrarea complexului, așa conform contractului înregistrat la Consiliul Județean, s-a cerut acordul administratorului și a exprimat acordul cu privire la darea folosință gratuită a spațiului vizat de solicitările anterioare. Sunt respectate procedurile legale, așadar vă supune spre aprobare proiectului prin acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit a spațiului din cadrul complexului muzeal Iulian Andonescu situat în strada Romai, în favoarea Uniunii Arhitecților din România, filiala regională a Bacău Neamț. Iată, sunt observații, dacă nu vă supun spre aprobare. Vă rog. Domnul președinte, stimați colegi. Fiind vorba de complexul muzeului Iulian Andonescu și de ordinea arhitecților, aș vrea să fac o scurtă precizare vis-a-vis de un obiectiv din patrimoniul muzeului, pe care poate cu această ocazie putem să punem mai bine în valoare. Da. Ar fi vorba de un obiectiv peste care s-a cerut practic de mulți ani, este vorba de acea biserică, bisericuță de lemn, din Curtea Casei Memoriale din Băiețean. Da. Respectiva bisericuță e realizată integral din lemn, de Ermeștea Maramureșe, după modelul bisericilor din secolul al XV-lea al XVI-lea, a fost expusă în cadrul expoziției la Vatican, destinată voivodului Ștefan cel Mare. A fost donată de Ministerul Culturii în anul 2005 și de atunci este localizată, așa cum am spus, în Curtea Casei Memoriale din Cuiene. Lângă Casa Memorială din Cuiene. Lângă Casa Memorială. Ați vrea să puneți în comentarii. Devin foarte, foarte bine spus să ne vedeți. Suntem o creștere investiție, aproape cum s-a realizat o reparație la Oferiș. Anul ăsta, în planul de investiții, câte știu, sunt prinse niște intervenții la gardul împrejurilor și curte. Dar cred că acum, având și Uniunea Arhitecților în casă, practic, la muzeul, la complexul muzeal, și ar trebui avut puțin în vedere reamplasarea acestui obiectiv, pentru că eu consider că e un obiectiv important și ar putea aduce un plus de valoare, ar putea fi un punct de referă pe o altă turistică a municipiului Bacău. Sunt sigur că pot fi mai multe propuneri. O propunere, de exemplu, ar fi bazii catedralei, cumva complementar catedralei. Sau
se poate găsi cu orice alt loc unde este mult mai accesibil, accesibil publicului. Asta pe o parte, că am fost să vedem în Bavaria, pe altă parte, în mod sigur sunt necesare orice lucrări de reparații, de conservare, pentru că a intrat în degradare și în interiorul ei sunt deșeuri și în exterior, deci ar trebui pusă în valoare puțin mai mult. Dar să știți că nu e o lucrare, eu am avut o discuție ceva timp în urmă, un an jumătate, conducerea muzeului, exact pe acest subiect, a pune în valoare acolo unui locul, cred că cel mai potrivit. Dar, stând de vorbă cu specialist, este foarte greu, a fost deja, a fost la o expoziție în Statele Unite, am fost la o altă expoziție, nu mai permite demontarea și remontarea ei, acum să este aproape imposibil, cred că pentru care poate și cu ajutorul special și arhitectul, poate găsim totuși o soluție să salvăm sau să putem lucra într-o altă parte. Sigur. Deci dacă ne poate da sprijinul să o putem pune în valoare, am avut această discuție și am cerut să vină și să contacteze specialiști experți în domeniu și, practic, ca și fizic, dacă se poate face ceva. Deci, da, sunt de acord. Dacă puteți să veniți cu ceva plus în acest sens, sigur că da. Deci, eu am avut o discuție cu conducerea muzeului, am dorit mai mult să facem această mutare și să punem în valoare, dar, așa cum în stadiul în care este acum, nu se mai poate muta și riscăm să nu mai avem nici și așa. Poate găsim, deși nu poate să găsește soluții. Se găsește soluții. Locații mai multe condiții. Nu, sunt locații, da, identificat locații mai bune. Problema că nu permite demontarea și remontarea ei, asta e. Am avut în vedere dimensiunile reduse în condițiile în care în țara asta s-au mutat biserici și treci construite din cărătii de zimbător. O bisericuță deci, domnul director adjunct la muzeu este aici, cred că și-a votat, e preluat-o. Domnul președinte al România, Cinsă de România, este și încă atât prezent aici. Sper să găsim cu toții soluții. Cei care ne privesc sau să ne privească pe ecrane, poate își aduce cineva aportul și poate să vină alături de noi. Deci, suntem deschiși. Bun, alte sugestii. Dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotriva, mulțumesc mult. Punctul 10, trecerea unui bun imobil situat în comuna Turcului din domeniul privat al județului în domeniul public al acestuia, primarul comunului Turcului ne-a făcut o solicitare de trecerea unui bun imobil fost depozit de pesticide situat în comuna Pădăturcă din patrimoniul județului în domeniul public al comunei. Imobilul care face obiectul solicitării face parte din bunurile aparținând domeniul privat al județului, se află în administrarea serviciului public de protecție a plantelor și este format din trei clădiri și teren aferent în suprafață de 1829. Se află într-o stare avansată de degradare, pentru că aici, cu foarte, foarte mulți ani, era un loc de depozitare și comercializare a îngrășămintelor chimice pentru agricultură și tratamente fitosanitare. Asta undeva în 1977 a fost dat în folosință. El este dezafectat, este într-o stare avansată de degradare. Am primit din partea serviciului de protecție a plantului, ne comunică că nu mai este utilizat de foarte mulți ani. Așadar, vă supun spre adoptarea proiectului de hotărâre privind trecerea unui bun imobil situat în comuna Turcului din domeniul privat al județului, din domeniul public al acesteia. Cu siguranță, cei de acolo cred că au în vedere un proiect în zona respectivă și atunci să dăm o nouă destinație. Dacă sunteți de acord, cine este de acord? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt. Următoarele 8 proiecte la ordine de zi
verific asta, că ați dat buletinile din văd. Nouă corect. Spuneam că următoarele vote au legătură cu domenii asistenței sociale și protecția copilului. Sunt proiecte pe care noi le-am aprobat chiar în prima ședință a anului 2018, intenția de a depune proiecte de a obține finanțare. Iată, au fost obținută finanțarea, iar astăzi echipa Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, aici a reprezentată de domnul director, vine cu documentațiile, atât cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, dar în urma revizuirii generale și a actualizării indicatorilor tehnico-economici, trebuie modificată și hotărârea Consiliului Județean, cea care am aprobat proiectul. Așadar, primul proiect care îmi supune servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități. E vorba de construirea 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Crăciun și reabilitarea, modernizare și extindere clădirii existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în comuna Crăciun. Sunt proiecte pe care, repet, le-am aprobat atunci. Acum venim cu indicatorii. La primul obiectiv de investiții, la cele 4 locuințe, valoarea totală a investiției de 5.048, din care construcții montaj 4.277. Iar la cel de-al doilea obiectiv de investiții, reabilitarea, modernizare și extinderea clădirii existente pentru ființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Crăciun, valoarea totală 1.185.000, din care construcții montaj 860.000. Vă supun spre aprobare. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Spune liberare, sprijinim și salutăm și sprijinim aceste inițiative de îmbunătățire a condițiilor de asigurare a asistenței pentru categoriile sociale și cele mai dezavantajate copii, cu dizabilități, pensionari, bătrâni, și credem că această instituție, la Direcție Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, este una din cele mai importante, cum vedeți. Și prin prisma faptului că este unul din mari angajatori, care este unul din obiectivele salariate, cum se știu eu, din ultima analiză care a făcut-o. De altă parte, o astfel de instituție trebuie să aibă o imagine foarte bună. Și noi liberalii, din Național Liberal, este revoltat de faptul că la lege de europarlamentare, conducătorul instituției s-a implicat politic în comuna Cerșeni, un incident pe care îl știți probabil, când 3 asistenți maternali au fost scoși din secție de jucătare. Acei asistenți maternali făceau o activitate civică, a participa la vot ca reprezentant în secție de votare, eu cred că este o activitate civică. Și dacă ar fi fost singuri care fac acest lucru, am fi avut, să spunem, îndoiere asupra demersurilor noastre sau a îngrijorilor noastre. Dar din informațiile noastre mai sunt, au mai fost asistenți maternali care au participat. Și-au îndeplinit misiunea până la capăt. N-au fost scoși din secție de votare. Acum, pentru acest incident, există un dosar deschis, este în REM, nu ne pronunțăm până când nu se finalizează această cercetare. Dar ne folosim de acest prilej pentru a atrage atenția, pentru a cere conducătorilor de instituții, sub ordonea de Consiliul Județean și nu numai, dar aici, să zicem, noi putem interveni, să se rețină de a implica instituțiile și salariații în acțiuni politice. Nu este interzis nimănui să facă politice, să aibă chiar angajamente politice. E chiar de felicitat oricine face
politic. Cu cât pot face mai mult, cu atâta societatea va avea de câștigat. Dar să lăsăm instituțiile de o parte. Asta este semnalul pe care trebuie să-l atragem și cei care știu că nu reușesc să îndeplinească aceste condiții minime a democrației, ar trebui să lase instituțiile să-și facă treaba lor și să-și părăsească. Mulțumim! O chestiune care separatii, aceea este maternale, au un contract de muncă, au fișa postului. Deci, nu trebuie să ai un grijă de copii. Nu văd ci amestecare partea politică sau implicarea politică a sistemului maternal. Noi discutăm acum de îngrijirea copiilor și protecția copiilor și de îmbunătățire. Ce spuneați dumneavoastră, sigur că sprijin, pentru că am aprobat strategia de dezvoltare a județului, am aprobat strategia și am aprobat planul de acțiune, nu de acum, de foarte mulți ani. Suntem acum niște pași foarte importanți în domeniul ăsta, în sensul că acum suntem în măsură de a, cu proiectele acestea, să venim cu serviciile cât mai aproape de beneficiar, acolo în comunitate. Și aceste servicii, fie că vorbim de locuințe protejate, fie că vorbim de centre de zi, fie că vorbim de centre de recuperare sau de asistență personală, profesioniști în viitorul apropiat, nu facem altceva decât să ducem aceste servicii, de la aceste servicii rezidențiale cât mai aproape de cetățean. Ăsta, zic eu, este punctul foarte al nostru, dar punctual, ce a spus dumneavoastră, sigur, fiecare răspunde în funcție de contractul pe care îl are, în funcție de implicare în alte activități, dar sunt sau nu sunt incompatibile. N-aș vrea să amestecăm aici lucrurile și să vă supun atenție în continuare ceea ce noi am aprobat și să mergem pe această linie în continuare. Fiecare, sigur, din noi poate să asta, dar răspunde. În momentul în care am în ofișa postului, răspunde pentru ceea dacă ieșim din cadrul contractului sau afișei postului. Dacă nu, da. Deci, dacă mai sunt intervenții pe acesta, nu eu vă supun spre aprobare indicatorii economice la acest proiect, după care, vă rog, cine este pe? Mulțumesc. Următorul se face referire la același proiect, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, trebuie modificată hotărârea noastră a Consiliului Județean, chiar numărul 1, din 2018. Ne-am mai amintit cu așa cum aceste proiecte au început anul. Așadar, se modifică, sigur, bugetul și trebuie să intrăm în Consiliul Județean. Vă supun spre aprobare modificarea hotărârii noastre în urma aprobării indicatorului tehnico-economic. Cine este pe? Mulțumesc. Împotrivă, abține, nu sunt. Al doilea proiect, tot la fel la pachet, e investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Cama și județul Bacău. E vorba de construirea 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Cama și județul Bacău, a cărei valoare totală a investiției este de 5.596.263 de lei, din care construcții montaj 4.609.707 lei. Vă propun spre adoptare proiectul de hotărâre cu aprobarea acestei documentații. Cine este pe? La fel trebuie modificată și hotărârea noastră a Consiliului Județean, numărul 3 din 2018, prin care am aprobat acest proiect și acum, sigur, se modifică bugetul. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, primul sunt. Al treilea. Proiect face referire la construirea 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în municipiul Moinești, a cărui valoare totală a investiției este de 3.742.757
lei, din care construcții montaj 3.105.391. Iar cel de-al doilea obiectiv, reabilitarea și modernizarea clădirii este reprezentarea unui centru de zi pentru persoana adulte cu disabilități în municipiul Moinești, județul Bacău, a cărui valoare totală a investiției este de 1.848.000, din care construcții montaj 1.362.000. Vă supun spre adoptare privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorului tehnic în formă și la acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri împotrivă, nu sunt. Și la, de asemenea, modificarea hotărârii Consiliului de Țară numărul 5/2018 legat de acest proiect infrastructura socială comunitară pentru persoane cu dizabilități. Cine este pentru? Mulțumesc. Și cred că este cel de-al patrulea proiect cu indicatorii tehnico-economici, cu documentația tehnică, construirea 4 locuințe protejate de persoane cu dizabilități în orașul Târgu Ocna, a cărui valoare totală a investiției de 3.700.000, în care construcții montaj 3.100.000, și pe reabilitarea și modernizarea clădirii existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane cu adulte cu dizabilități în orașul Târgu Ocna, județul Bacău, valoarea totală a investiției 1.222.544.000 lei, din care construcții montaj 907.345 lei. Vă supun spre adoptare. Cine este pentru? Mulțumesc. Și modificarea hotărârii Consiliului Județean nr. 7/2018 privind acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri și împotrivă. Se dau cuvântul acum și doamna directorul de CNA, dacă vrea să ne mai completeze ceva în țară de aceste proiecte. Și o să doamna directorul de țară. Președinte, vreau să îmi permiteți să răspund în jurul domnului Consiliu Județean. Vă rog, da? Ați spus că... Informațiile prezentate de dumneavoastră sunt total false. Într-adevăr, am avut un telefon în dimineața zilei de alegeri, pe care era anunțată că am fost copii aflați în clasa medicinală maternală, au fost lăsați nesupravegheați. Aceia studenți maternali au un contract de muncă cu DGSFC Bacău. Nu am plecat singur, am verificat întâi dacă era posibil ca informația să fie falsă. De ce? Pentru că studenții maternali au dreptul să lase copiii în grijă cuiva, dacă notifică DGSFC, ca să știm cine este responsabil pe perioada dumneavoastră lipsesc de acasă. În Comuna Giosen nu s-a înregistrat nicio cerere. Ne-am deplasat nu în secțiile de vot, cum ați sugerat, ci acasă, la asistenții maternali cu care noi avem contract de muncă semnat. Copiii, într-adevăr, erau lăsați un copil mic de 2 ani și jumătate în fructe, în soare, în chiloțeci și cu tricou, pe principiu că trebuie să se bronzeze. Și alții în alte situații. Au rugat pe membrii familiei să apeleze asistenții maternali și i-am întrebat dacă doresc să revină la domiciliu sau doresc să rămână unde sunt lumea lor. Și au spus că vor să vină la domiciliu. Într-adevăr, unul din asistenții maternali a fost adus la domiciliu de către o doamnă consilier județean PNL. Eu nu am întrebat asistenții maternali pentru ce participau în secțiile de vot. Într-adevăr, mai sunt alți asistenți maternali care au participat pentru diferite partide și au depus solicitare și s-a aprobat. Nu este absolut nicio problemă. Doar că în momentul în când aceia asistenți maternali pleacă de acasă, dacă acel copil pățește ceva, noi nu avem pe cine trage la răspundere, iar prin sentință civilă drepturile părintești încă de directorul general al DGSPC. În plus, această minciună a Partidului Național Liberal fiind făcută publică pe Facebook, am solicitat biroului electoral județean să-mi comunice dacă s-a înregistrat vreo plângere din partea unei președinte a unei secții de vot sau din partea unui membru referitor la un incident de acest tip. Și am documentul scris prin care nu, la biroul electoral județean, nu s-a înregistrat nimic de genul acesta. Apreciez îngrijorarea domnului consilier județean pentru soarta copiilor și să știți că aceste servicii pentru copii pentru care dumneavoastră ați votat sunt finanțate. Dacă ați achitat cei 700.000 de RON care figurează la dumneavoastră datorie la ANAF, probabil că ne-ar fi mai ușor. Mulțumesc frumos! Doamna, deci, spuneți
Era duminică ziua votului, da? Vreau să v-ați pasat acolo. Ați făcut acele discuții, ca să nu spun altfel. În echipă, țineți minte, în echipă. Da. Noi, din câte cunoaștem, persoanele care sunt pe raza promită, cu măi respectivă, nu este necesar să depună nicio modificare. Nu este adevărat. Citiți contractul colectiv de muncă, contractul ne-am, de muncă... Ne-am interesat, am discutat să știți. Da. Și prevederea este doar în situația în care părăsesc localitatea, atunci nu se face așa. Sau pleacă de lângă copil mai mult de 12 ore, să poțiți un astăzi de la 6 dimineața până la ora 15. Știți, doamna director, că urma ce se află cumva în raza de competență politică a dumneavoastră? Nu. Nu am nicio rază de competență politică și nu m-am deplasat în comuna Ciosenii pe criterii politice, ci pentru că m-a sunat un domn, a fost să spună cum se numește, am insistat, pentru că putea să fie o informație falsă și mi-a zis că se numește Aichi Moaie. Să pun aceste întrebări pentru că a spus că este vorba de o minciună pe care m-a sunat. Da, este vorba de o minciună pentru că pe Facebook-ul nu ne-a fost. Îmi place momentul de față, obiectul nu-i dosar penal. Noi, din respect pentru justiție, nu am vrut să intervenim. Avem informații și nu sunt nici 10 zile de atunci. Când dumneavoastră în continuare vă permite să faceți amenințări, să puneți presiunea pe serviciu juridic, să fac anumite lucruri, nu urmări cu foarte mare atenție ce se întâmplă acolo. Iar dacă intenția dumneavoastră de a duce la capăt această acțiune de sancționare a colegilor de acolo, să știți că o să avem și noi poziție pe acest lucru. Sunt la amenințare. Stimați-vă, stimați-vă, dacă într-adevăr exista acest respect, în astfel realitate, în Consiliul Județean puteați verifica toate acest lucru, că nu vă oprește absolut nimeni. La mine n-a venit nimeni dintre dumneavoastră să se sesizeze acest aspect și acum să-i trezim că faceți public, după ce ați ieșit public, probabil atunci, fără să verificați, fără să îmi cereți să intervin în situația asta, dacă a existat din partea noastră o anumită suspiciune și o ducem într-o zonă politică, când e vorba de un contract de muncă și îi cer doamnei director împreună să facă această verificare și să fim foarte atenți, că vedeți cam ce se întâmplă la nivel național, cu tot felul de cazuri de natură și ne-a ferit Dumnezeu până acum, poate și prin profesionalismul echipei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, prin ceea ce fac zilele. Trebuie să fim foarte, nu știu dacă dumneavoastră ați putea acolo, ați putea dormi liniște noaptea, că nu știi în cei 500 sau 400 de astea, 700 de copii care sunt, în majoritate sunt copii cu dizabilități care sunt în asistență maternală, în familie substitut, că oricând se poate întâmpla un accident și atunci, nu știu dacă dormi liniștit pe pernă, că știi că, trebuie să știi că fiecare trebuie să-și facă datorie. Și probabil unii mai cred că se poate și altfel. Nu, în momentul în care, te-ai angajat, ai făcut niște cursuri, ai dat un examen, ai semnat un contract, ești atestat, acreditat de către Comisia pentru Protecția Copilului, și după aceea, în momentul în care ai primit un copil, sau doi, sau trei, de la caz la caz și ai semnat un contract, te-ai angajat și trebuie să respecti cu foarte mare atenție tot ceea ce este. E vorba de viața unui copil, este vorba de viitorul acelui copil și orice cuvânt sau orice impas sau orice situație delicată în care pui acel copil, poți să-i schimbi destinul. Sunt lucruri delicate, sunt lucruri sensibile. Eu v-aș propune să nu ne jucăm cu așa ceva, să ducem o zonă politică foarte bine. Dacă nu a greșit cu nimic, de ce sunteți atât de impacientați? Pentru că să vă face verificările respective și dacă e, dacă a greșit, va răspunde. Dacă nu, cine a greșit și a făcut un abuz, iar își va răspunde. De ce o ducem în spațiu public și venim aici cu tot felul de argumente politice, când e vorba de un contract de muncă, au primit o sesizare întâmplarea face că era chiar în ziua alegerilor și s-au făcut aceste verificări. Ce este rău în asta? Adică trebuia să fiți pentru. Vă rog frumos să faceți aceste verificări. Nu de ce le-ați făcut. Suntem pe dreptul dumneavoastră în tot ceea ce spuneți. Tocmai de aceea, am anunțat faptul că doamna Victoria a intrat în concediu a doua zi după incident
nu-mi dă gestul dumneavoastră, nu-mi dă gestul de normalitate, să lăsăm instituțiile abilitate să facă acele cercetări. Însă ce s-a întâmplat în ultimele zile ne-a făcut să avem această poziție. Doamna director, în continuare, proferează anii din la adresa continuare, ceea ce nu este lucrul în regulă. Asta nu să spun. Da, director. Domnul Cautiș. Vreau să susțin ceea ce spunea doamna director general, dar după, am o problemă care vine clară și o am de câțiva ani, de 3 ani, 4 ani. Domnul consider că Odeanu. E bine să clarificați în fața noastră aici această acuză care trebuie să aducem pe bani. Spuneți, e adevărat sau nu? Și dacă e adevărat, justificați. Oricum aveți argumentele dumneavoastră, experiența care o aveți, sunteți de apreciat, spuneți-ne nouă dacă suntem de la față de acuzații pe nedrept. Urmea să vedeți un fel, da, mă rog. Este adevărat, este evidențiat că în declarația de interese și de avere, nu m-am ascuns de asta, nu este 700 de mii, cum spune domnișoara director, e vreo 300 de mii, poate de euro, 500 de mii de euro, ne-am asumat o oameni. Dar m-am spus în lumea. Ca să-mi fie euro. Sună mai puțin în euro. E mai puțin în euro. E vreo 500 de mii. Ne-am asumat o o achit în timp, care este problema aceasta? Nu m-am ascult de această obligație pe care am pe ANAF. N-a spus nimeni asta că nu. Dar voi cum vă faceți? Veniți aici și dați lecții de moralitate și ne explicați că dacă fiecare și-a plătit taxe, bugetele ar fi și am susținut mai mulți servicii pentru copii și proiectele pentru cei aflați în dificultate. Adică ei. Dar aduceți-mi în discuție atunci când nu aveți argumente, aduceți asta în discuție. Eu v-am spus, nu știu câte oară, vă repet. Ori când ați încercat să loviți în mine această temă, nu vă veți opri. Eu îmi presupun opinia și de cele mai multe ori opinia mea este așa, a partidului, dar nu încercați cu asta să fiți că nu e. Domnul Odeanu, nu este imoral. Colega dumneavoastră, ca să... Domnul președinte, stimați colegi, cred că devenim un lucru de la studie. Problemele financiare ale domnului Oteanu sunt probleme personale, deci nu cred că am legătură cu subiectul. Subiectul care este o zică foarte gravă. Pentru că eu aș întreba cu doamna director, dacă poate să ne spună, nu avem ceva informații, pot să le aprofundăm și o să venim mai departe, cum ei poate să ne spună. Dacă vă să ne spună... Domnul Nicăie, dacă am legătură cu ordinea de zi, ca să nu... Nu, facem treci într-o altă zonă. Facem mai mult treci. Ordinea de zi, ordinea de zi, se referă la grijă pe care o manifestăm noi, față de îngrijirea copiilor, a persoanelor cu dizabilități, nu știu ce mai departe. Deci e foarte important. Și de aia, din acest motiv, pun următoarea întrebare. Câți asistenți maternari, doamna director, au fost deplasați în ziua meeting-ului din campania electorală pe jurul parlamentare la Iași. Ca, eu am înțeles că a fost o deplasare destul de numeroasă, de câteva mii din vârful acolo. Și avem informații clare, dacă vreți o să venim și cu mine și pe nume, de oameni care au fost amenințați să meargă la meeting-ul PSD de la Iași. Un lucru foarte grav. Forțați. Nu, stați, m-am întrebat. Dacă puteți să ne spuneți, asistenții maternali de la Balcani, care au fost în ziua votului în secțiile de votare din Comuna Balcani. Ce statut au avut și cine au avut grijă de copiii ăia? Sigur, și pe noi ne interesează statutul copiilor, dar ne interesează și mai mult ca dumneavoastră să faceți datorie și să lăsați politica. Dacă sunteți atât de mult pasionat de politică, lăsați un om profesionist acolo să ocupe și avem nevoie de profesioniști, de oameni care, într-adevăr, să fie interesat de îngrijirea copiilor, a persoanelor cu dizabilități și așa mai departe. Deci asta era întrebarea pe care o aveam eu și un apel, nu sunteți prima persoană la desemnată politică, majoritatea sunt dacă nu chiar toți. Vă rog frumos, faceți la datorie și lăsați politica pe oamenii care o fac, care trebuie să vă mulțumesc. Poți să vă răspund? Da. Da, vă rog, scurt. Mulțumesc, domnul președinte, nu sunt așa.
persoană desemnată politică, am susținut un concurs, unul. Al doilea, la... Nu, am susținut un concurs și la care am participat. V-am cu ceva? Stați-o cu doamna să vă răspund. Nu, dar stați-o cu doamna să vă apel. Da, dar ați apusat nu, am făcut două întrebări. Am spus niște chestii, nu foarte reale și foarte care. Eu, e punctul ăsta să ne vedem. O să vă pun și o întrebare la referitor la studenții maternali care s-au deplasat la, la meeting, nu știu, toți cei care au solicitat și care au fost în ziua aia în concediu de odihnă, altfel, nu, nu se poate. Toate persoanele care pleacă în concediu de odihnă trebuie să-și facă cerere. Dacă doriți, fără nicio problemă, vă pot comunica, pentru că sunt dosarul cu cerere la resurse umane și vă pot selecta de acolo care au fost asistenți maternali. Referitor la amenințări, eu nu am cunoștință de așa ceva, nu s-au produs amenințări, dar dacă dumneavoastră știți, cred că chiar este cazul să mergeți la organele de abilitate și să faceți dovada și să pornească o cercetare în acest sens. Asta este cealaltă chestiune. Iar despre ce v-ați întrebat la Balcan, nu doar de la Balcan în ziua votului au fost în secții de vot, au fost mai mulți, au depus cerere, o parte au fost lăsați cu anumiți membri ai familiei, cărora s-au dat declarații, și alții au fost lăsați la asistenți maternali, au fost chiar și în municipiul Bacău, care au plecat în secțiile de vot. Deci de asta vă spun, tocmai acei oameni care au fost și au depus cerere, fac dovada încălcării regulamentelor interne și a normelor legislative de către cei care nu au depus cerere. Domnul Mihail, vă întreb și eu, sunteți cu sentențial, cine v-a oprit de atunci, că au trecut ceva timp, să nu verificați acest sentențial, că aveți într-adevăr, cine v-a oprit să mergeți la doamna director, să vedeți la primul an aceste suspiciuni, haideți să vedem, uitați, am informații că, să verificăm. Și să ideea era de a repara sau de a intra imediat în normalitate dacă cineva într-adevăr a greșit. Dar am impresia că dumneavoastră puneți problema aici și spuneți că noi punem politic, că consilierii PNL duc discuția și tot felul de subiecte din astea false pentru a distrage atenția de la proiectele importante. Noi astăzi discutăm niște proiecte în care această direcție, această echipă de la direcție, împreună cu sprijinul Consiliului Județean și la consiliilor locale, pentru că ați văzut din parteneriat, au atras niște sume importante. Atunci ne-am pune să încercăm, depunem proiecte. Ne-am aprobat proiectele, le-au câștigat și sunt câteva milioane de euro. Adică creăm niște servicii în județul ăsta. Repet, sunt, spuneam, 1800 și ceva de salarii, dar în aia 1800 sunt și asistenții maternali. Că sunt 300 și ceva, aproape 400 de asistenți maternali care au copii în îngrijire. Oricine nu mă aștept maternali și ceilalți care lucrează în cealaltă servicii. Oricine poate greși, dar noi de aia suntem aici, vă rog frumos, nu tolerați. Aduceți la cunoștință, dar nu ducem o zonă acolo ca și cum lăsați impresia că Partidul Social Democrat a făcut nu știu ce și a mai... Nu este așa, a amenințat, nu este așa, știm foarte bine cum stau lucrurile așa. Dacă aveți informații, haideți le aduceți și le rezolvăm și să mergem mai departe. Vă rog frumos. Deci noi discutăm astăzi niște proiecte foarte importante pentru județ, în care cu toții am agresat, cu toții am aprobat strategia de dezvoltare a județului. Planul național și de la an la an venim în funcție, sigur, din bugetul care este aprobat, să atragem antifonduri. Și asta facem. E păcat să punem în umbră toate aceste realizări că avem suspiciunea că nu știu ce e domnul președinte, salariat, sincer, sincer, când SMS-ul a scris de la angajații de la legea SPC, în care ne se relatează abuzuri și lucruri care cu greu pot fi cum să vă spun așa, cu greu pot fi credibile, dar sunt foarte mulți oameni, într-adevăr, sub protecția lui Mamei, chiar cu noastră nu niciun SMS. Domnul Mihai, cum ai dumneavoastră la scris? Da, am primit. Vedeți? Am primit serviciul în care s-a cerut să ne întâlnim. M-am întâlnit în mod pentru un parteneriat între sindicatul de acolo și conducere. Și în momentul în care nu au ajuns la anumite deci, au solicitat o întâlnire cu conducerea Consiliului Județean. Și ne-am întâlnit. Au solicitat o întâlnire cu președintele Consiliului Județean. Ne-am întâlnit, ne-am discutat și am mers mai departe. A fost o întâlnire chiar cu reprezentanții asistenților maternali. Și a fost o lipsă de comunicare. Asta am constatat eu. Și așa a fost. A fost o lipsă de comunicare între
conducere și asistenții maternali la Dumnezeu și s-a rezolvat. Și am mers mai departe. Numai zic, punctual, le-am rezolvat. Deci, nu e nicio problemă, nu vă ascundați oamenii. Oamenii spun că se poate multe probleme. Problema care sunt, știți cum e, sunt tot felul de controle care le dau nivelul guvernamental, au fost, la primele din el, sunt planul de măsuri, deci nu sunt niciun fel de... A, ne creăm noi, probabil, probleme. Ne creăm. La salariul respectiv, sigur că, dacă e vorba de anumită ordine, de anumită disciplină, s-ar putea unii să nu se regăsească în această ordine și disciplină. Nu poți să ții 1800 de ani să facă fiecare ce vrea, să plece, să lasă copiii sau să pleci din centru și așa mai departe. Deci ori e o mână de fier acolo și o conducere într-adevăr care să respecte disciplina și standardele, ori nu plecăm acasă. Nu e ușor. Nu e ușor. Eu nu e nimic. După ce veți conduce o instituție de peste 1000, nu un fi 2500, la un moment dat direcția a avut 2500 de salariați, eu vă spun acum, nu în calitatea mea pentru președinte, ci al directorului general, care a fost aproape 20 de ani acolo și știu cum e. Pentru că nu erau oameni de aici noastră, că ei nu... Au fost. Am fost consilier de ziua. Domnul Mihai, în momentul în care vrei să schimbi ceva, sunt. Și am schimbat un sistem întreg. Împreună, poate ați fost și dumneavoastră printre consilieri care ați votat această schimbare. Un sistem rezidențial într-un sistem cu servicii cu servicii alternative la sistemul rezidențial, un sistem în care, un sistem închis, că așa era, un sistem închis, cu 4800 de copii în instituții. De la leagăni de copii, case de copii preșcolari, case de copii școlari, de mini-spital. Deci, astăzi, asta e istorie. A rămas istorie, nu mai există. Sunt lacăte, sunt în gândirile respective, acum funcționează alte instituții. Numai casa de copii fete, Bacău, care era cu 21 de ani, astăzi sunt servicii, câteva instituții unde sunt și pașapoarte, deci și matriculările și așa mai departe, societăți. Deci, sau alte grădiri au fost transferate către autoritățile publice locale în interesul de a crea alte servicii. Deci, acest sistem a fost, sigur că au fost mult de mulțumit, au fost reclamați, cum ar fi, la nivel de ministere, la vremea respectivă. Pentru că directorul caselor de copii, dar nu dorea nicio schimbare și foloseau și copiii, foloseau și o parte din salariat și am avut cu tigrele și cu sindicate, și cu reprezentanții sindicatelor. Atât din educație, la vremea respectivă, pentru că s-a avut 80 de ani. Deci și cu cei de sănătate. Am avut situații în care cei directorul Direcției Sănătate Publică și cu directorul și cu inspectorul șef nu a vrut să semneze trecerea acelor instituții de la minister către Consiliul Județean. Că vorbim din descentralizare. Până când nu au fost amenințați cu destituirea de către miniștri. Și au venit dumneavoastră și au semnat. Am trecut și prin momente din genul ăsta, să știți. Nu e ușor. Și acum această descentralizare, această reformă merge mai departe. Dacă la Comisia Ghiana, atunci nu. Și ați observat și astea care le discutăm acum, sunt legate de tot ce înseamnă persoana adultă, ca să zic așa. Dar o să avem un proiect și pe partea de protecție a copilului, tot ce înseamnă pe partea de prevenire. Că aici încă mai avem multe de făcut. Mulțumesc! Da, haideți să respectăm, totuși mai am avut cât de cât și să revenim la Șesnovici, într-o zonă urâtă și să ne aruncăm în unii altora cu asta. Dacă într-adevăr există suspiciuni, dacă într-adevăr aveți probleme, veniți, sunteți consilier județean, vă putem pune la dispoziție toate informații, puteți intra în instituție și să verificați informații. Și dacă e, ceriți să-ți iau măsuri. Mulțumesc! Următorul punct. Regulamentul local referitor la implicarea domnului vicepreședinte Franță. Cu atenție, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planului de aranjare a teritoriului ce intră în competență de aprobare a Consiliului Județean Bacău.
în conformitate cu prevederile secțiunii 6, articolele 5-7 până la 61 din legea 350-2001, privind angajarea teritoriilor și urbanismul cu modificările și competențele ulterioare, participarea publicului la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism constă în implicarea acesteia în toate etapele procesului decizional referitor la activitățile de amenajare a teritoriului. După cum bine știți, consultarea publicului este procesul prin care autoritățile administrației publice centrale și locale colectează și iau în considerare opțiunile și opiniile publicului privind obiectivele dezvoltării economico-sociale, privind amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbanistică a localităților, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorială și ale programului de amenajare a teritoriului și de dezvoltare urbanistică a localităților. Informarea și consultarea publicului se desfășoară diferențiat în funcție de amploarea și de importanța documentației. Consiliile județene sunt responsabile cu aprobarea următorilor categorii de planuri. Plan de amenajare a teritoriului zonal interjudețean, plan de amenajare a teritoriului zonal interorășenesc sau intercomunal, plan de amenajare a teritoriului zonal frontalier, plan de amenajare a teritoriului zonal metropolitan, periurban al municipiilor municipii și orașe, plan de amenajare a teritoriului zonal pentru localități care cuprind monumente, ansamblu sau situri înscrise în lista monumentelor istorice și plan de amenajare a teritoriului zonal județean. Având în vedere cele prezentate, supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau înghesuirea planului de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a procesului județean Bacău. Vă rog, dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc, abținem. Doamna director Sava. Așa cum fiți la acordarea acestui an, a fost aprobată din hotărârea Consiliului numărul 15, declanșarea procedurii de selecție a candidatelor pentru ocuparea funcțiilor de membru în funcție de administrație la legea autonomă a aeroportului internațional George Enescu Bacău, pentru cele două funcții vacante de administrator pe executiv, procedură care este efectuată de către un expert independent. La această dată, suntem în situația care este necesară constituirea unei comisii de a cărei atribuție principală este urmarea finală a candidat sau selectanței lista scurtă și emiterea propunerilor în vederea înscrierii pentru poziția de membri în acest Consiliu de Administrație. Față de cele prezentate, vă rog să vă dați o oportunitate de înțelege acest proiect. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Vă rog. Da, mulțumesc. Da, vreau să sufrimi și pe doamna Oana Celaru și să-i mulțumesc pentru în numele comunității de afaceri. O să ajung pe citerii de la ea, nu este aici. În numele comunității de afaceri pentru deschiderea care a arătat-o la propunerea ca un reprezentant al comunității de afaceri în spese, reprezentant al Camerei de Comerț, să fie membru cu titlul de observator în Consiliul de Administrație. În opinia, după informațiile mele, cred că este unică în sală această inițiativă și cred că vor avea de câștigat și regia autonomă a Europocul și comunitatea de afaceri prin conlucrarea în acest sens. Și o vedere, vă o propunere bună și fără oameni de avem, o să nu să discutăm dezvoltarea acestui județ pe indicare. Așa cum am făcut la strategia dezvoltarea județului, grupul de lucru pe domenii de activitate. Deci, implicarea fiecăruia de aici, și poate cum mulțumim și o să critici, mai greu este să te implici și să vii cu propunere. Domnul Faus. Jumătate de minut. La fel, continuu felicitarea doamnei director general de Oana Celaru prin modul activ de participare, atât în comisii cât și în plenul. Astăzi am înțeles că o problemă este în comisie, să fie aici, da? Eu îmi spuneai cu toate subiectele, este cu toată prezența și activă, deci cu tot sufletul participă la toate ședințele noastre de lucru. O felicit încă o dată. Da, supunem la dar mai sunt intervenții, dar nu vă spun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc pentru abținere, consiliul vă spun de sus. Revenim la punctul 7. Am în față procesul verbal, ocazia numărării voturilor instrumente pentru
urma voturilor s-a constatat următorul rezultat. Deci la vot au participat 34 de alegători din 37 de funcție. În urma numărului voturilor, Manolache Vasile a obținut 22 de voturi și Marco Costică 11 voturi. Așadar, domnul Manolache Vasile este numit membru al autorității de așa de ordine. A fost să felicităm și cu succes. La misiune, vă supun la vot. Cine este pentru? Să-l valide. Mulțumesc. Și vorbeam de, să rămânem în zona asistenței sociale, vorbeam de un proiect de prevenire a instituționalizării copiilor în județul Bacău prin dezvoltarea unei rețele de asistență maternală și prin desfășurarea activități de prevenire a separării copiilor de părinți. Acesta este un alt proiect de hotărâre care își propune reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii de îngrijire de zi și prin creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității prin atingerea obiectivelor specifice pe care și dumneavoastră le-ați studiat în comisii. E vorba de prevenirea separării copiilor de familie din municipiul Bacău, din comunele Hemeiuș, Gârleni și creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la importanța implicării membrilor săi în acțiuni ce au drept scop diminuarea riscurilor care determină separarea copilului de familia sa. Durata estimată a proiectului este de 36 de luni. Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile de 5.174.496 de lei, din care Direcția Generală de Asistență Socială va gestiona 422.442 de lei, dar contribuția proprie din bugetul propriu al direcției este doar de 2%, adică 8.448 de lei. Eu zic că asta dai licență, fii cu 8.448 și atragi un proiect de 5.847 de lei. Nu mai intrăm în detalii, le-ați discutat la comisii, așadar vă supun spre adoptare proiectul, cheltuielile legate de proiect și acordul de parteneriat dintre Legea SPC și Asociația SOS Atele Copiilor București, în vederea depunerii pentru finanțare a acestui proiect. Ce este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, în sunt. Următorul proiect de hotărâre se referă la finanțarea programului sportiv, practicarea și dezvoltarea fotbalului juvenil, organizat de către Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Bacău. Asociația a fost înființată în 2004 și propune să promoveze practicarea fotbalului la un nivel de înaltă performanță pentru toate grupele de copii existente. În cadrul asociației există grupe pe sub 7 ani, sub 9, sub 11, sub 13 și sub 15. În total, fiind legitimați peste 90 de copii și 10 antrenori. Dintre copiii legitimați la asociație, 15 sunt în atenția selecționărilor loturilor naționale, având deja prezențe în tribuna echipei naționale. În prezent, în cadrul grupului, din cei peste 90 de copii, 25 sunt selecționați din întreaga regiunea noastră a Cotovei și au vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Cazarea, masa, școlarizarea și transportul intră în atribuțiile clubului. Ca și palmares, asociația a reprezentat și reprezintă județul Bacău în competiții naționale și internaționale. Doar vă menționez doar câteva. Faza finală a campionatului național de juniori grupa 2006-1 în 2017, campionatul național de juniori grupa 2008, faza județeană locul 1 în 2009 anul acesta, campionatul național de juniori faza grupele 2005-2006, faza județeană locul 1 și 2 în 2018, campionatul național de juniori locul 1 în 2019, grupa 2006,
Campionatul Național de Juniori 2005, faza județeană, locul 1 anul acesta. Pentru a le menține din ștafeta ridicată în ce privește rezultatele obținute, pentru că asociația a dezvoltat o colaborare cu celebra Academie Olandeză Ajax Amsterdam, unde antrenorii din capul asociației merg anual la cursuri de specializare și beneficiază de programe de pregătire și antrenament specifice copiilor. Scopul programului de utilitate publică, practicarea și dezvoltarea formelor juvenile, este acela de inițiere a copiilor în traiectorie de a organiza și formă activități prelungătoare a atingerii performanței în fotbal. Rolul de finanțator al județului Bacău presupune o cofinanțare de 402.749 de lei din valoarea totală de 474.749 de lei corespunzătoare activităților care fac obiectul finanțării. Cheltuielile, sigur, sunt mult mai mari, dar astea sunt cele care fac obiectul finanțării. S-a evaluat cererea de finanțare înaintată în Consiliul Județean și a obținut 73,6 puncte, situându-se peste limita minimă de 70, prevăzută în regulamentul pentru finanțare. Așadar, eu vă supun spre aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv, practicarea și dezvoltarea fotbalului juvenil organizat de către Asociația Club Sportiv Fotbal Club Bacău și mă bucur că există asemenea asociații, ați văzut și surpriză frumoasă ne-am făcut juniorii noștri la campionatul european, un fotbal de calitate și mă întreba cineva ce se întâmplă cu fotbalul în Bacău. Se întâmplă dacă îi crește, dacă crește în copii și vom scoate ceea ce a văzut zilele trecute pe ecrane la televiziune, o adevărată plăcere. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă. Doamna director Mitrea. Îmi spuneți ceva despre bugetul din elită? Despre următorul punct, dar lor e de zi. Vă rog, o sinteză. Din punctul nostru de vedere, am fost verificat să respecte legislația în vigoare aplicată, dar răspunderea și fundamentării și documentul proiectului de buget precum și a execuției acestuia revine în documentarea operatorului economic. Adică speți echipei de la Regia Autonomă care a fost internațional George Enescu Pacă. Da, și au propus bugetul, așa cum este prezentat prin material. Ați prezentat rapoarte, veți pe la fiecare direcție în parte. În comisii s-a discutat. Sunt anumite pozitive, așadar îl supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține împotriva. Aici avem acum un drept de preiecțiune în care se solicită, e vorba de cumpărarea unui imobil, monument istoric, ansamblu Palatul Ghica Comănești, Palat și Parc. Direcția Județeană pentru Cultură Bacău ne-a transmis o științare privind intenția de vânzare a imobililor, așa cum prevede legislația, și ne spune din ce este format acest imobil și o sumă este aici înaintată pentru o sumă de 500.000 de euro. Științarea privind intenția de vânzare a imobilului este formulată de proprietarul actual, Sursa Valtin Gheorghe. Pe numele lui este intabulat de un proprietar. Noi nu am prevăzut o asemenea sumă atât de mare, dar am înțeles că există un interes din partea comunității locale de acolo și ar fi normal să se întâmple așa ceva. Și cu siguranță va trebui să aibă în vedere anumite proiecte de reabilitare și să dea frumusețea acestui palat și cu istoria lui frumoasă și cu parcul acela care e în jurul palatului. Așadar, vă supun în atenție
să dăm un deal, înainte de a învota. Mulțumesc, domnul președinte. Vom vota pentru neexercitarea acestui drept de pensiune. Va părea ca o lipsă de consecvența noastră, că la toate proiectele până acum am votat împotrivă. Dar ca să am și probabil am interesat și nu aveam voie să votăm. Ne-am abținut atunci. Și n-am votat pentru că ne-am abținut. Nici măcar n-am votat. Era un conflict de interese. Dar asta și când a fost casa, când a fost vorba de colata de la nevoie și tot timpul noi am plecat pentru prezervarea patrimoniului, pentru reabilitarea și punerea în valoare. Acum vom vota împotriva linii noastre așa curente, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, există intenția comunității locale de a prelua. Și, având în vedere calitățile de bun gospodare de primarul de acolo, sunt convins că va face o treabă bună, dar cred că ar trebui și noi să ne gândim dacă n-am putea să ne asociem, pentru că în astfel de investiții sunt mari, potrivit aceea. Dacă n-am putea să ne asociem cu comunitatea din comunești, să reușim o reabilitare de succes, pentru că este un moment deosebit care, iarăși cum spunea și colegul Briscu, își are locuit pe harta legilor turistice al Republicii. Da, stați-vă, așa este. Eu sunt răspuns doar atât că dacă, într-adevăr, există această intenție, adică să nu blocăm, pentru că chestiune ăștia sunt pașii și altfel am blocat, să lăsăm, într-adevăr, dacă este foarte bine. Și după aceea, pe un anumit proiect de reabilitare, dacă există această posibilitate, sigur să ne asociem și să obiectivul acesta este nu numai al Comăneștiului, este al Bacăului, asta al regiunii Nord-Est. Deci putem după aceea să discutăm. Da? Eu asta vă propun, sigur, că dacă altfel ne-am votat numai pe ei, face pentru că ne-am exercitat unui drept. Da, sigur, e părerea fiecare, adică o să supunem la vot. Dacă mai sunt alte opinii. Domnule președinte, eu m-am deja aici și m-am și comisat cu comisie și aș vrea să vă spun că, din punctul meu de vedere, am citit cu atenție întreaga documentație și mi-a atras atenția mai ales adresa Direcției de Cultură, care spune că acest monument are o valoare deosebită. De regulă nu prea am mai văzut o asemenea exprimare. Motiv pentru care eu m-am abținut la a vota în exercitarea dreptului de pensiune și consider că Consiliul Județean are forța atât financiară, cât și forța managementului gestionării unei reabilitări de succes a acestui obiectiv. Un obiectiv care, din punctul meu de vedere, este cu atât mai important cu cât are o suprafață foarte generoasă, 72.000 de metri pătrați. El este în mijlocul acestei comunități a orașului Comănești. Din punct de vedere tehnic al parametrilor economici, m-am uitat pe valorile orientative și prețul solicitat se încadrează, chiar este mai mic decât valorile orientative stabilite pentru anul 2019. Iar el ar putea să fie pe deplin integrat cu obiectivele construite de Consiliul Județean, mai ales cu Bârtia, având în vedere că turismul la ora actuală se desfășoară pe mai multe componente. Turiștii care vin la Slănic Moldova, Târgu Ocna, doresc, pe lângă activitățile de părți deschide, Baie Natură, doresc și alte activități de vizitare a unor obiective turistice. În acest palat, într-adevăr, s-ar integra un proiect mai amplu, așa cum am văzut de ședințele anterioare, poate să fie legat și cu casa memorială care a fost cumpărată în municipiul Bacău și ar exista poate un traseu al unor obiective turistice. Dar, dintr-un alt punct de vedere, acest obiectiv face parte din categoria, hai să spunem, marilor conace boierești. Din punctul meu de vedere, în județul Bacău, doar două sau trei s-ar fi calificat pentru reabilitare, iar acesta, cu siguranță, este un obiectiv care ar atrage în mod cert mult mai mult. De aceea, nu cred că orașul Comănești va avea puterea
să gestioneze singur acest obiectiv și mă voi abține la a vota acest proiect, repet, tocmai datorită faptului că am văzut cum echipa Consiliului Județean Aparatului de Specialitate a manageriat proiectele cu finanțare europeană. Proiecte care sunt grele și pentru care trebuie să fie pregătite temeinii. Având în vedere că orașul Comănești nu cred că are amvergura personalului calificat, eu consider că Consiliul Județean este singurul calificat să dețină această proprietate și să o reabiliteze. Problema e în următoare, de ce dată am primit adresa? Că aici eu sunt și termene. 19.06. Avem 15 zile, nu? Deci, practic, până pe dată sunt și 2. Dacă avem, mai ales de-a prins în buget. Și asta este ce sutinim, dacă îi avem acum. De-aia spuneam că dacă există această intenție, sigur că n-am spus comunitatea de acolo, are forța necesară. Dar am putea după aceea să ne asociem, să vedem care e valoarea investiției și cu ce am putea să mergem în investiția asta. Nu elimentăm o ușor. Aș vrea să povestesc pe colegul nostru de la Ode și să spun că mai aveam încă două castele, ne mai cuvânt cu vara Trotușului, care am spus mai devreme, că înseamnă cu vara mare, cele două castele de la Dărmănești, castelul de la Dărmănești și castelul de la Botoane, care sunt superbe. Deci astfel de castele ar trebui puse într-un circuit al județului Bacău, într-o hartă turistică, chiar la nivel național și de ce nu mai departe, pentru că sunt deosebite. Și nu mai spun Salva de aici, Monaco, care sunt pise la fel, superb, superb. Mulțumesc. Deci avem la dispoziție un fel următor. Fie mai amânăm și ne vedem săptămâna viitoare într-o ședință extraordinară, deci pe acest subiect, și dacă mai e vorba, pentru că avem teme, fie ne exigem dreptul de neexercitarea dreptului de preemțiune și lăsăm posibilitatea pentru că depurge termenul și la Comănești. Și atunci nici unii, nici alții nu o să poată intra. El își exercită dreptul și abia după aceea vedem cum ne asociem și să vedem ce facem pentru acest obiectiv atât de important pentru județul nostru. Eu, asta este părerea mea, asta vă propun. Dar mă mulțumim, altfel nu câștigăm timp. Mai intervenam și cu domnul Marcu. Casei de Casei Vasilei Sandrei, Casei Patrimonia, unde noi suntem în curs de bunătățire de reconstruire a casei, unde la această dată și oră nu avem finalizat un deficit clar al cheltuielilor. Deci, iată că Consiliul Județean are în următoarea perspectivă destul de apropiată amenajarea acestei case, pentru că noi ne-am angajat, s-a mai încălat. Chiar o să dau cuvântul și doamnei director, chiar să ne spun un pic, să ne aducă și dumneavoastră a colectivului cu informație ce pași am făcut în privința asta, pentru că este primul pas este să facem o expertiză. Și experiență sunt foarte, foarte puțin, să știți. Deci dorință, dar și puțin. Da. Da, director. Deci, în acest moment, avem în contractare elaborarea expertizei tehnice de către experte atestat atât de Ministerul Dezvoltării, cât și de Ministerul Culturii și arhitecți atestat de Ministerul Culturii. Sunt două persoane în Iași atestate și o persoană arhitect atestat de Ministerul Culturii în Bacău. Iar expert tehnic atestat este o singură persoană, un profesor din Iași. Au alegătura cu ei, sunt un anumitor secheie contract de expertizare a clădirii. Au fost în teren, au vizualizat, sunt sceptici în ceea ce privește siguranța de exploatare a acestei clădiri. Este foarte greu și riscat de intra inclusiv în casă, pentru că prezintă pericol de răușire. Deci, primul pas pe care trebuie să-l facem, obligatoriu conform prevederilor de care, este de efectuarea acestei expertize tehnice și din punct de vedere arhitectural și din punct de vedere a structurii de rezistență. Suntem spus de a achiziția acestui contract de serviciu.
pe care îl facem. Pentru că ăsta e pasul. Domnul Urescu. Domnul președinte, stimați colegi. Problema este că este un bol prea important pentru a ne grăbi să luăm o decizie, că după aia să regretăm. Eu propun să dăm un răspuns și să solicităm o amânare. Nu ca cu propun. Da. Să ne mai... Poate adevărat ce spune dumneavoastră, că acum întrebăm. Juriștii, mai dă discuțiile care să vă solicităm amânare. Să ne întâlnim peste două zile și între timpul solicitării de procese. Da, dacă v-am propus ceva care cred eu că facem un pas înainte. Eu așa v-am propus, există interese acolo. Oricum, valoarea mea, cred că încă vreo 2 milioane de euro trebuie băgați în acel palat. Cel puțin 2 milioane. Deci, 500 de mii, eu zic să facă pasul să ia, după aceea vedem ce proiect și vedem în ce măsură ne asociem. Poate nu numai în Consiliul Județean, mai bine și alte instituții alături de noi. Este un obiectiv important pentru județul. Și mai sunt și alte. Casa Vasile Fernic, care deja am ocupat și s-ar putea peste o săptămână, două, să mai vină vreunul. Obiectivare să le analizăm. Mă bucur că există un interes din partea comunității de acolo. Asta e important. Și nu ajunge... Da? Da. Ok. Bine. Haideți să vă... Deci să votăm. Vă supun la vot neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului, monument istoric al Sabru, Palatul Ghica Comănești, știind neavând că n-am primit o adresă scrisă, știind că există un interes din partea comunității locale de a-și exprima acest drept preemțiune. Și eu zic să facem acest pas înainte, ca să-i ajutăm, altfel îi blocăm noi. Și după aceea, sigur, discutăm ce altă etapă. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? O abținere? Doamna director Sava, rămâne în zona aia poze. Pasărăciul de prezentare am înțeles că acest regulament a fost aprobat și de către Consiliul de Autoritate de Legea Autonomie, considerat necesar și oportun de inserarea acestui proiect. Mulțumesc! Cum aș spune, vă supun să aprobăm acest regulament. Cine este pe lucru? Mulțumesc! Abține, împotrivă, supun. Și ultimul proiect de ordine de zi de astăzi, la diverse, e vorba de lotul 1 din drumul nostru interjudețean. Spuneam și data trecută că lotul 2 și lotul 3, adică de la Secuieni cu zborul și la zborul cu polul Dâmpului până la limită cu județul Vrancea, sunt într-un stadiu de valoare destul de avansat. Să sperăm că pe astăzi, într-o lună, să definitivează, suntem în pragul de a semna contractele de proiectare cu execuție. Așadar, noi pe acest lot, conform rezultatul la Comisia de Evaluare, care a fost anulată, trebuie să reluăm licitația și venim cu modificările respective la revizul general cu modificările privind actualizarea pentru acest obiectiv. Așa cum l-ați analizat și în comisie de specialitate, în raport, aspectele enunțate de către proiectant au fost prezentați următorii indicatori economici actualizați. Denumirea obiectivului știm, reabilitarea și modernizarea de 107, valoare de viză actualizat 63 de milioane 158.800 lei. Aprobând revizul general actualizat,
dăm undă verde echipei de implementare a proiectului să facă documentația și să o analizeze pe SICAP pentru a obține validarea și în rândul procedurii de licitație. Așadar, vă supun spre adoptarea proiectului privind aprobarea reviziunii generale pentru acest obiect de investit. Cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă nu sunt. Vă mulțumesc, vă trăiți în lumea, liniștit.